când ați aflat de decizia că în cazul de nu-ți vece? Ce fost mare, și dacă e fost mare fotbalist, legea scrie la lege, un fost mare fotbalist nu are voie pușcărie, face chestii penale, nu face maschi, e așa? Nu. Păi băi, vrei să spun ceva, că a fost mare fotbalist. Și n-a fost apaile extraordinară, asta de mare fotbalist. A fost fotbalist la Dinamo Miliție. Înțelegi? Și Miliția, ai văzut? Băi, am văzut că s-a debarasat eu, care tot timpul a fost împotriva mea. Acum îi trimit hârtie. Că acolo la... I-a dat 7 luni. Face 3 luni jumate. În regim deschis, că n-au, n-are cum să-i dea regimul decât deschis. Fac hârtie eu, vă rog să-mi... Dacă nu pot să spui vreau pe lume. Scrie acolo pe hârtie. Dom'le, vreau să angajez de la dumneavoastră, de la penitenciar, un deținut, care l-a fost fotbalist, mijlocaș, bundă de apa se pune, înțelegi? Care a fost la o echipă care a câștigat campionat, care cu tare, înțelegi, și care semnalmente le-a luat, dacă nu ți-l luat. Nu știe și asta. Și vine, primit o mașină, îl ia pe lupul dimineață la ora 7, îl duce la mine acolo. Dar de ce? Dar de ce? Și ce se poate? De la tine. Ce se fac? Cum îmi spunea mie, acum a avut-o, venea controlul de la ANP, că vine dumne control la ANP și director. Și dumne ia și o cârpă, că eram la cadă, la academie. Și i-am luat o cârpă, mi-a dat cârpă și i-am aruncat-o pe cam față. Bă, eu sunt de cadă, eu nu știu. Mănâncă tu cârpă și cu ăla director de la ANP, luat și mâncați-o în cârpă. Nu știu, eu Cagi m-a angajat aici, în academia, ca eu să fac scheme de tactică de joc, așa scrie, un lucru care priceput la fotbal. Eu mă pricep la fotbal, nu spune angajez unul care să șteargă cu cârpa bine. Ai ceva la cap? Era unul mare. Și îți spune, bunule, ăștia o să vezi că să avem venele cu ei. Cine, mă, unul, nu cheam, o viră sau cam așa, nu știu, cam așa ceva. Îți zic, bă, ăsta în viața lui, dacă vine director de ANP, când eu dau mâna cu el, trebuie nici nu mai spele pe mână, mă. Toată viața lui, zic că era nepot, bă, am dat mâna cu plecare, cum să fie ăsta milițian, să fac figuri cu mine, mă. Dar de ce trebuie să faci viața? Pentru faptul că ați trebuit să ajută? Pentru că în viață, când e omul la suferință, trebuie să-l ajuți orice ar fi, oricât ar fi omul și orice ar face omul, în primul rând. Și în al doilea rând, mai mult decât atât, pentru că m-a deranjat că i-au desfăcut contractul de muncă, adică, bă, dacă eram unui facul, nu cred că omul, da, domne, știi că imagine. Cum o conduc fără carnet? Adică, și să-l arunci ca pe musea stricată, iei miliția, ai văzut ce face miliția? Miliția te aruncă, iar l-a aruncat, îl iau desfăcut contractul de muncă. Că de ce... Te afecta imaginea. De ce, mă? Lasă-mă bine. Și mie... Cred. De ce afecta miliția? Păi, vezi, miliția e tot miliția, rău. De cum ai atât că tu au o gloria ta, ei de să un loc să-l ajut, să zici, domne, fac cerere și vine să joc. Cum era la ăla? Trebuie să apuntem, de la... Bayern München. Creșii de milioane, imagine fiscală, președinte. Nu din fiecare, să nu știu, sau zone, să nu știu. Era un președinte. L-au angajat ei la pușcărie, venea omul, chemețea clubul cu tare, ruga acolo, se ducea, dormea la pușcărie, venea ziua lucra, ducea la pușcărie și de milioane, evaziune. La ei în clubul cu evaziune, de la ei. Și ăsta multe au condus și fără carne nu ducea mă rup. Cum îi des? Îl aruncăm, ca frumosea, pe miliția. Nu corect ce face miliția. Pentru perioada pe care o va petrece, totuși acolo se va reduce probabil, dacă va lucra la dumneavoastră, va petrece 3 luni. 3 luni jumate, poate 4. Știi că cam câteva zile, nu știu, m-ați spus, cam 5 zile, 6 zile maxim poate să petrece, dacă îi fac regim mai mult, adică să muncească 10 ore, adică, și înțelegi cu... Perioada mă gândesc că petrece... 6 ore pe lună,
Și a zis, nu poate să trebuie o lună de zile, o să facă o 4 luni. Poate să poate să scrie și o carte cu cărțile, mai merge, nu? Merge. Se poate, poți să faci doar două cărți bani. Și din două cărți, dar din două cărți care le faci pană, nu-ți mai dă 30 de zile, îți dă numai 20 ceva de zile. Vreau să le știu eu asta. Nu, vreau să vă întreb dacă pentru perioada asta care totuși o va petrece acolo, probabil că e una dificilă, grea. Știți și mie asta despre ce vorbesc. Așa. Aveți în spate pentru să fie acolo, nu știu, nu știu. E greu pentru ei. Mental. Dar tu vreau să știi mic. Nu mai poate. Credeți? Nu mai poate. Nu. Nu știu cum. De unde e? N-ai. A, dar e de prieten mult dacă mai este ăla, că era un direct cu brațul. Gălos așa, era care era, da, mă, unul brațul. Nu. Nu. Înțelegi? Brunet, mă, că sunt prieten. Înțelegi? Și ăla era prieten, el venea pe acolo, ăla, ăla. Normal că ăla are o prietenie ceva acolo, dacă are, nu? La Jilav. Dar nu e problemă, regimul deschis nu poate, mă, nu ai ce să-ți facă. Regimul deschis e regimul deschis. Regimul deschis, stai în celulă cât vrei, ești cât vrei, adică ești liber. Nu te cum ar vrei. Și dacă eu fac o hârtie de angajare, el nu o poate refuza. Că nu o pot refuza, n-au cum. Că îi spun, domne, i-are dreptul la muncă. Înțelegi? Și în astea patru, poate după o lună jumate, normal, trebuie să-i dea drum acasă. Ei nu dau că sunt criminali. O să rezolv eu și treaba asta cu pușcările, o să vedeți. Este un an jumate, doi, după alegeri. Ca să facem lege clară, băi, deținutul, el obligatoriu, care sunt fără violență. Obligatoriu, regimul semideschis, 25 de zile acasă, obligatoriu îi dai. Nu că dacă vreau eu, vocație, cum spune criminalii, că ei sunt de aia milițieni de după vremea în Ceaușescu, și care vin alții acum, sunt toate niște milițieni, ei. Dar milițieni de ăștia care fac aia, Academia. Apropo de miliție, la Academia aia. La Academia, nu mă, Academia. Fac ei discuții de la Câmpina. Naționale, niciun lucru. Înțelegi? Așa, că dacă ar fi și ar face Academie Școală ca lumea, i-ar spune lui Vasara, băi, aici e România, du-te acasă. Înțelegi? Da, mă, da. Rupte la picior, cum se întâmplă? Rupte la picior, ce crezi că poate prota la un punct dacă bate? Se poate, noi știm că sunt patru puncte. Încă noi, eu am lejeritate, atât.